Deci cum vi se pare ediția față de anii trecuți, domnul Tudor Caranfil? Nu comment. Mai bună, mai slabă? Nu știu, nu-mi plac comparațiile astea. Mi se pare riscante. Uneori o ediție salvată de un mare film care rămâne în istoria cinematografiei, alteori de niște... este o succesiune de nume celebre care nu sunt surprinse în cele mai bune performanțe. Care film v-a atras atenția dintre cele din competiția oficială? Dintre cele din competiția oficială, două filme mi-au atras atenția până acum. Filmul norvegian, un bărbat mai degrabă gentil. Un bărbat mai degrabă gentil, pentru amestecul lui de gentilețe și sordid și sinistru. E un cocktail foarte original și teribil de puternic, cu paradoxal umor negru, firește, cât se poate de negru, cât suportă cineva de negru. Vă așteptați să iau un premiu? Nu știu, nu mă aștept la nimic. Întotdeauna premiile astea sunt ca o loterie. Nu poți ști ce se ascunde într-un juriu, ce preferințe are, cum se vor armoniza într-o decizie finală preferințele. Dar cred că e de așteptat. Dar nu m-ați întrerupt. Vreau să mai spun, să vă mai spuneți un alt film. Da, da, mai spuneți. Despre filmul românesc. Filmul Florin Șerban. Da. Care este un eveniment, care mi s-a părut un eveniment. De la primele cadre mi s-a părut eveniment. Am simțit că ăla e unul din filmele mele cu care plec de la acest. Este un nume care a apărut peste noapte. Habar n-am avut cine era. Eu ziceam că sunt destul de inițiat în cinematografia românească. De numele ăsta nu m-auzisem. Și m-am trezit cu un cineast care, cum spunea The Guardian, un cineast care este un contributor la un nou contributor la noul varon. E foarte frumos filmul lui și cred că va fi în palmares. A, deci aici vă riscați să faceți o presupunere. Înainte, ca să spun pe cine ghicesc în palmares, e loterie. Dar ca să spun că un film a fost puternic și a influențat ce are și o puternică susținere a presei, toate astea mă fac să cred că va fi în palmares.